acestea. Sunt lucruri care noi nu ne-am putut imagina, nu am putut gândi în maniera asta în urmă cu 5 ani de zile, ce să zic, 10 ani. Suntem confruntați cu realități care depășesc înțelegerea noastră, dar într-o lume ca și asta nu ne potihnim pe cale. Continuăm să mergem cu încredințarea că Domnul este tare aproape de noi și asistența Lui ne este destulă, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Aș vrea să loc de la cor pe fratele Pop Lucian, pe David și pe Florian. Să ne conducă rugăciune înaintea Domnului, cu voce tare, în cuvinte potrivite. Urmărim rugăciunea voastră. Haideți să ne rugăm. Amin. 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 Mulțumim. Doamne, ajută-mă. Amin. 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 Amin, vă rugăm să ocupați locul, ne unim în cântare. Cântarea care vrem să o cântăm împreună spune așa de frumos: un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce îmi doresc, eu sunt un om. Haideți să cântăm cu toții și să ne bucurăm. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O rătute ce-am nefăcut să-mi făptuiesc, căci mâine Iisuse, dacă va mai fi încă o zi, nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să pot să cred ce pot avea, să cred mai mult în al meu dor. Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. Un timp de o zi,
spuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să făptuiesc, căci mâine nu știm, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Îmi amintesc când pe pământ oamenii umblai și le vorbeai prin Duhul Sfânt. Te chem și azi, prezent să fii, să le vorbești prin Duhul Sfânt încă o zi. Este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Amin. Ne simțim onorați în același timp să îi vedem pe Diana și pe Cristi crescând în adunarea noastră. La maturitate au hotărât să meargă împreună și acum sunt cu copil. Domnul să fie lăudat! Amin! Ne bucurăm de voi și vrem să vă știm așa, credincioși în continuare împreună cu copilul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne rugăm acum pentru el, pentru Marco. Am întrebat pe Laurențiu, mă, tu știi numele? Și au zis, i-a dus din Italia. Ei bine, dacă se potrivește România sau Italia, mai contează. Vrem să ne rugăm pentru Marco. Ne rugăm pentru mama, ne rugăm pentru tata, pentru responsabilitatea cu care voi sunteți încărcați din momentele acestea. Ne rugăm pentru sănătatea lui Marco. Cât de importantă asta acum, într-o lume în care se întâmplă lucruri grele și grave, într-o vreme în care se cheltuiește mult pentru sănătate. Doamne, Tu poți să dai și te rugăm să dai cu mână largă. Amin. Și ne rugăm pentru toți copiii din adunarea noastră, ne rugăm pentru părinți, ne rugăm ca Dumnezeu să se miluiască de noi și în mijlocul acestei lumi care zace în cel rău, să trăim o viață curată, care te cinstește. Așa cum frații s-au rugat și am fost îndemnați. Nu suntem la botez, ci suntem la binecuvântare, o rânduială stabilită de Dumnezeu. Ne învață Domnul Iisus același lucru, așa că nu avem nicio îndoială cu privire la ceea ce facem. Nu credem în botezul copiilor mici, ci credem în botezul copiilor mari. Când zic mari, măcar de la 15 ani în sus. Sunt mai precoce alții, îi primim și pe ăștia. Haideți dar să ne ridicăm acum și să urmărim partea din Scripturi care vorbește despre ceea ce facem noi acum, reamintindu-vă că
toată slujirea noastră se întemeiază pe cuvântul care ne-a fost dat. Așa îl credem și așa îl mărturisim. Citim în Cartea Numeri, la capitolul 6, următoarele cuvinte. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune de așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Marco, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Marco, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Marco, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Mulțumim Dumnezeului care ne făgăduiește și prin partea asta din Scripturi și prin precizarea cuvântului de aici. Eu voi binecuvânta. Mâinile noastre nu pot. Intervenția noastră nu poate. Dorința lor de a fi binecuvântat copilul nu-i destulă. Dar dacă vrea Dumnezeu, așa stăm înaintea Lui. În fața acelui Dumnezeu care vrea să binecuvinteze pe toți oamenii să-i lumineze. Cântăm noi într-una din cântări. Haideți să ne rugăm cu fratele Cristi, Diana, fratele păstor Laurențiu. Urmăriți rugăciunea lor și spunem amin la vremea potrivită. Ne rugăm astfel împreună și dorim, așa cum am spus, ei să fie responsabili. El să fie sănătos, dar Dumnezeu care e mai presus de orice circumstanță, să-și facă voia Lui, care e bună și desăvârșită, care vrea să binecuvinteze. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, venim și în această dimineață înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim pentru că Tu ne-ai dat încă o zi să venim în casa Ta și să ne închinăm Ție. Vrem, Doamne Dumnezeule, în această zi, care pentru noi este o sărbătoare, să dai binecuvântarea Ta asupra Marco, asupra lui Marco, să o reverși, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, să-L ai în grijă Ta, Doamne. Te rog, Doamne, să-I dai sănătate și atunci când va veni vremea, Doamne, să El să te leagă pe Tine. Doamne, te rog frumos mie și Diane, să ne dai înțelepciune, Doamne, să-L ajutăm, Doamne, cu tot ce putem noi, Doamne, să stăm lângă El, Doamne, și mai presus de toate, Tu să fii lângă El, Doamne. Aleluia. Tu să-I dai înțelepciune, amin, să-I dai putere, Doamne, să te aleagă pe Tine, Doamne, și să-L ajuți ca pentru cei din jurul Lui să fie o pildă, Doamne. Da. Te rog, Doamne, să-L ții în biserica Ta, amin, de aici, Doamne, și Tu, Doamne, să-și revești Duhul Tău cel Sfânt peste, amin, El. Amin. Amin. Vin, Doamne, și eu înaintea Ta și vreau să-Ți mulțumesc frumos că nu Te-ai uitat la nici la slăbiciunile noastre, nici la cât suntem de nevrednici, și Te-ai uitat la noi prin Fiul Tău, Iisus Hristos, și ai avut milă și îndurare față de noi și ne-ai binecuvântat atât de minunat. Mulțumesc, Doamne, pentru acest copilaș, îți mulțumesc că este sănătos, aleluia, că este frumos, că L-ai creat în chip atât de minunat. Laud și glorific numele Tău, că ai fost așa de bun cu noi, Doamne. Doamne, ajută-ne să fim responsabili, ajută-ne, Doamne, să-L creștem cu frică de Tine, amin, ajută-ne în primul rând pe noi să fim exemplu pentru, amin, El, înțelepțește-ne pe noi în primul rând ca părinți, pune în mintea noastră gândurile Tale cele, amin, sfinte, în gurile noastre cuvintele Tale cele blânde și sfinte. Vrem să fim un exemplu pentru acest copilaș, da, da, și vrem, Doamne, cu adevărat fața Ta să lumineze peste familia, amin, noastră. Revarsă-Ți binecuvântările, aleluia, Tale cele sfinte peste familia noastră. Doamne, adu pace și credință și putere în familia, amin, noastră. Doamne, pe Marco, fă-l sănătos. Fă-l un copil al Tău, Doamne. Amin. Fă-l, Doamne, să Te caute pe Tine, amin, și să caute fața, amin, Ta, iar pe noi ajută-ne să-I spunem ce lucruri mari ai făcut Tu pentru, aleluia, noi și pentru ajute, El. Da, Doamne, binecuvintează, Doamne, pe toți cei ce au fost alături de, amin, noi și, amin, și răsplătește-le. Doamne, amin, ajută-ne, Doamne, să fim bucurie pentru Tine, da, și pentru casa Ta. Amin. Amin. Părintele îndurărilor, acela care privești din înălțimea cerului, Doamne, îți mulțumesc pentru această tânără familie care au venit cu întâiul lor născut la picioarele Tale. Aleluia. Doamne, mulțumim că i-ai binecuvântat cu un copil sănătos. Mulțumim că i-ai binecuvântat cu urmași și ești așa de bun. Doamne, Te rog în aceste momente, întinde-Ți mâna Ta peste această familie.
Te rog pentru Cristi și pentru Diana. Te rog, Doamne, să ții în dragostea Ta în continuare. Și pe copilașul cu care Tu i-ai binecuvântat, te rog să-l crești pentru Tine. Te rog să-i dai o creștere armonioasă lui Marco, să-l păzești de orice rău, să-l păzești de duhuri de boală, să-l păzești de vrăjmași, să-l păzești, Doamne Dumnezeule, de toată întunecimea din lumea aceasta și în lumina Ta să crească pentru gloria numelui Tău. Doamne, lasă pâinea cea de toate zilele peste casa lor, ca acest copil să fie un prilej de bucurie pentru părinți, să fie un prilej de bucurie pentru bunici și să fie un prilej de bucurie pentru ceruri. Îți mulțumesc pentru Marco și te rog să-l binecuvintezi. Doamne, atunci când va fi mare, ajută-l să te aleagă pe Tine. Doamne, nu-l lăsa să guste păcatul, ci să guste în adevăr cât de bun ești Tu, Dumnezeule. Doamne, dacă pe Ioan Botezător l-ai binecuvântat cu Duhul Sfânt și l-ai umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei, noi Te rugăm pentru Marco să-l binecuvintezi cu Duhul Tău, să-l urmărească din pruncie, Doamne, din pruncie să cunoască scripturile care le au în casa lor și, Doamne, să crească în adunare, să fie un mediu plăcut, unitate, părtășie și bucurie, să aibă parte de o creștere așa fel încât Tu să-ți arăți slava și puterea Ta dumnezeiască. Doamne, Te rog să-i păzești în continuare și mâna Ta cea bună să fie peste ei. Mulțumesc că vei binecuvânta pe cei din neamurile lor. Binecuvintează, Doamne, în aceste clipe și familiile care își doresc să fie părinți. Ascultă-i din cerul Tău înalt și binecuvintează-i Tu. Și fă, Doamne, din familia aceasta să fie o familie peste care să strălucească fața Ta. O familie peste care să domnească numele Tău cel Sfânt și punem numele Tău ca un steag de biruință peste casa lor și peste Marco. Punem numele Tău, Doamne, peste el și mulțumim că Tu ne asculți. Și, Doamne, Te rugăm să rămâi cu noi și a Ta să fie slava în vecii vecilor. Amin. În mâinile Tale, Tatăl nostru, care ești în cerul, îi încredințăm, da, Doamne, și Te rugăm să le dai belșug din binecuvântările Tale. Îngrijește de toate trebuințele lor, că ești Dumnezeu care poți și vrei să binecuvintezi întotdeauna. Amin. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să ascultăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, cuvânt care îl găsim scris în cartea Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 23 înainte. Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 23 înainte. După citirea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, cumnatul proaspătului tătic, fratele Edi, va veni cu rugăciune înaintea Domnului. Fratele Edi din Avram Iancor veni să fie la bucuria lor, pentru că Domnul a binecuvântat familia Merințoni cu un bulgăraș de aur, Domnul să îl păstreze în tezaurul său. Și după citirea cuvântului, fratele Edi ne va conduce în rugăciune înaintea Domnului. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii
pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Venim în fața Ta, Dumnezeule, și îți mulțumim pentru binecuvântările Tale. Da, îți mulțumim pentru că simțim prezența Ta în dimineața aceasta, Aleluia, în locul acesta. Îți mulțumim pentru că Te simțim aproape. Te rugăm să ne binecuvintezi așa, Aleluia, cum stăm înaintea Ta. Să binezi cuvântul care s-a citit în auzul urechilor noastre, fă să fie viu și lucrător în viețile noastre. Te rog să ne dai inimi bune, deschise și primitoare de cuvântul Tău. Binecuvintează slujitorul care se va ridica să vorbească în numele Tău. Lasă cuvântul Tău, lasă înțelepciune de la Tine. Lasă lumină și călăuzire sfântă și divină. Binecuvintează, Dumnezeule, Te rugăm încă o dată, micuțul, pe Marcu, care s-a adus în dimineața aceasta la binecuvântare. Binecuvintează familia lui, Doamne, pe Cristi și pe Diana. Binecuvintează bunicii lui de o parte și de alta. Rudenile lui, Doamne, Te rugăm să binecuvintezi biserica aceasta. Te rugăm să binezi orașul Timișoara, Te rugăm să binezi România întreagă, Doamne, și să ne ajut să fim copiii Tăi cu adevărat. Îți mulțumim încă o dată în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dacă nu cerem prea mult, să rămânem în picioare, ne unim în cântare și ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni. Nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni nu poate ca El vindeca, nimeni. Iisus ne știe pe noi mai bine, El poate să ne ajute. Nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni. Iisus ne știe pe noi mai bine, El poate să ne ajute. Nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni. Nu-i sfânt, nu-i tare ca El, nimeni. Nu e aproape ca El, nimeni. Iisus ne știe pe noi mai bine, El poate să ne ajute. Nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni. Iisus ne știe pe noi mai bine, El poate să ne ajute. Nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni. Mulțumim, frate Adi. Am întrerupt cântarea ta, că ne uităm la ceas. Fratele Laurențiu a venit să predice și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și Domnul din cer să ne dea cuvânt prin tine și prin gura ta, Duhul cel Sfânt să te călăuzească în adevăr. Amin. Fratele Adi Barbu e în orașul nostru, lucrează pentru frații Onisim, unde fratele Laurențiu coordonează întreaga activitate. El
are CD-uri cu muzica care a fost cântată. Genul ăsta îl găsiți, îl puteți avea și voi. După terminarea slujbei, în holul mare, găsiți CD-urile lui fratelui Adi. Cel mai apropiat serviciu în Casa lui Dumnezeu va fi după masă la ora 18, după programul bisericii. E cald, mai e cald, nu știm câtă vreme mai ține, dar casa Domnului este bine, vă invităm și după masă la ora 6 să fim împreună în locul de aici. După masă va fi și fratele pastor Marius Birgeala, dimineața asta slujește la Biserica Betania. Ne rugăm ca peste toți, acolo și aici, în casa voastră, Domnul să fie lăudat, să fie cu noi. Amin. Amin. Iubită biserică, frați și surori, noi avem neamuri în biserica dumneavoastră, suntem neamuri prin Hristos, Domnul, noi toți, că suntem fii aceluiași Tată, binecuvântat să fie numele Său, dar avem și neamuri, adică eu prin alianță, dacă m-am măritat și am intrat în neamul Cândeștilor, al lui Gligor, al lui Merinzonii, și iată că prin îndurarea Domnului am ajuns în această zi, o zi specială în viața familiei lui Cristi și a Dianei, și a bunicilor, și a celor a străbunicilor. Pentru că bunicii se uită cu admirație, ei sunt bunici tineri, dar străbunicii care și moașa, străbunica se tot uită, zice, nu, acum eu îs la 80 și treaba mea de ani, și se uită cu bucurie și se roagă. Și e important să ai câte un om, câte un bunic care să știi că se roagă pentru tine. Ei sunt caloriferele spirituale din casele noastre, care stau în spate și se roagă. Și e important să avem oameni care se roagă. Și astăzi am venit la bucuria lor și mă rog ca Domnul să ne facă parte de bucurie tuturor. Amin! Primiți salutări sminte de la Biserica Eclezia. Am fost în prima parte la Eclezia, pentru că am fost plecat puțin în concediu, așa vreo săptămână, și am vrut să îi salut pe frați la Eclezia, să mă bucur puțin cu ei și să le spun că vin la Emanuel. Primiți salutări sfinte din partea adunării și în același timp primiți și cuvinte de mulțumire din partea asociației, când am fost la dumneavoastră de Paști, după Paști, ați fost și ați ales să fiți o binecuvântare pentru lucrarea de la orfelinat. Dumnezeu să vă răsplătească tuturor, așa după cum Domnul știe și după cum poate, că El are de unde să răsplătească și să binecuvinteze. Și doar amintiți-vă de câteva din binecuvântările care le are Domnul pregătite pentru cei care simt cu cel în nevoie. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și Domnul îi va răsplăti binefacerea. David spunea, cine are milă de cel sărac, ferice de el că Domnul îl ascultă în ziua nenorocirii, îl izbăvește, îi ușurez durerile pe patul de boală. Și în Psalmul 41 sunt atâtea binecuvântări de care Domnul vrea să facă parte sufletelor noastre. În această zi mă gândeam să am un mesaj pentru familia care și-a dus copilașul întâiul născut înaintea Domnului, și în același timp un mesaj pentru noi ca biserică, pentru noi ca și credincioși. Și în Cartea Evrei, dragii mei frați și surori, găsim atâta abundență de învățătură din Sfintele Scripturi. În capitolul 11 găsim capitolul eroilor credinței și sunt mulți enumerați aici, dar aș vrea să privim la o familie de eroi, o familie care au știut să trăiască în așa fel încât viața copilului lor să fie amprentată de prezența lui Dumnezeu. Este vorba de mama lui Moise Ochebed, soțul său, și uitați ce spune Sfânta Scriptură. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni, fără să se teamă de porunca împăratului, să nu se înspăimânte. Credeți că a fost ușor în vremurile acelea să fii părinte? Părinți buni în vremuri rele, părinți sfinți în vremuri murdare, părinți credincioși în vremuri de apostazie spirituală. Cum să fii un părinte în așa fel încât, văzând viața ta, copiii tăi, să spună, eu vreau să fiu
cum este tata, cum este mama. Observați, spune, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Familia aceasta evlavioasă, credincioasă, nu s-au lăsat înspăimântați. Și priviți la Moise, cum ajunge Moise să fie și el în versetul 27, spune, fără să se teamă de mânia împăratului. Observați cum o familie cu frică de Dumnezeu, cu credință, ajunge să așeze valori spirituale în viața copilului său și spune, și Moise a ajuns să fie fără teamă, să nu se înspăimânte. Și Moise, dacă părinții prin credință au făcut lucruri minunate, iată și copilul lor prin credință ajunge să facă lucruri extraordinare. Și ajunge Moise să spună în Deuteronom, dacă vă uitați în Deuteronom, începând cu capitolul 4, spune, am învățat principiul acesta de la părinții mei. Am învățat că părinții mei, mama mea m-a crescut și mi-a vorbit tot timpul despre Dumnezeu, despre legile Domnului, despre cine este stăpânul nostru. Și spune, iată ce spune omului Dumnezeu, Moise, spune, iată poruncile în capitolul 6 pe care ți le dau astăzi, zice Domnul, zice, poruncile acestea pe care ți le dau, să le ai în mintea ta, Deuteronom 6:6, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți pui, să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Iată, Moise a înțeles ce au făcut părinții lui pentru el. Și a auzit cum părinții l-au învățat, mama care l-a crescut, cum l-a educat. Și Moise vine și spune, Dumnezeu vrea ca toți părinții să întipărească în mintea copiilor lor poruncile Domnului, legile Domnului, cuvântul lui Dumnezeu. Ca atunci când vor fi mari, spune în Proverbe, învață calea pe copil de mic și atunci când va fi mare, nu se va abate de la ea, de la calea lui Dumnezeu. Moise a avut parte de o familie de credincioși, oameni care prin credință au făcut alegeri extraordinare. Dumnezeu ne-a înzestrat cu această favoare, am putea o numi noi, cu acest dar de a alege, cu libertatea de a face decizii, cu libertatea de a ne alege însăși destinul vieții noastre. Dumnezeu spune prin robul său Moise, omule, îți pun în față binele și răul, viața și moartea, alege. Și Moise care a predicat, Iosua a înțeles și el că trebuie să facă alegeri și spune, cât despre mine, eu și casa mea am ales, vom sluji Domnului. Nu-i mai minunat decât să fii un părinte care faci decizii înțelepte, văzând copiii tăi deciziile tale și ei să dorească să fie cum au fost părinții lor. Așa se împlinesc scripturile din aceeași carte Evrei, în care spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, fiți părinți care știți cum să croiți direcția spre împărăția lui Dumnezeu. Vă amintiți despre recabiți? Spune în scriptură că recabiții, ei au ales în viața lor, pentru că tatăl lor era un om evlavios și au ales să nu se spurce cu vin, cu alcool, cu lucruri rele. Recabiții urmașii lor au zis, noi am avut un tată care s-a temut de Dumnezeu, nu s-a dus în idolatrie, nu s-a lăsat direcționat pe alte căi. Și pentru că tatăl nostru a fost un asemenea om care a imprimat în viața noastră un asemenea model de trăire și noi alegem să rămânem credincioși Dumnezeului Celui Atotputernic. În această dimineață, frații mei și surori, Cristi și Diana, mă rog pentru noi toți să fim părinți care facem decizii, alegeri înțelepte, copiii noștri văzându-ne să spună, eu vreau să știu că tata și mama au ales pe Dumnezeu și eu vreau să rămân lângă ei. Văzând copiii noștri pe noi ca părinți văzându-ne să spună, eu vreau să aleg și eu, să fiu cum e tata și mama în slujire, implicați în lucrare, pasionați de cuvântul lui Dumnezeu, pasionați de Scripturi. Și în felul acesta imprimăm în mintea copiilor noștri cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Frații mei, Moise
a avut parte de o familie specială, de o familie de credincioși și Moise, pentru că a avut o asemenea sămânță plantată în viața lui, un asemenea cadru, un asemenea mediu, el a ajuns, dragii mei, să fie mare. Și când a ajuns mare, dragii mei, și-a pus 4 întrebări, omul acesta, Moise, 4 întrebări la care aș vrea și eu să le pun inimilor noastre, vieților noastre, 4 întrebări pe care și le-a pus și Moise. Și a făcut alegeri bune pentru că în spate a fost o familie care a știut cum să îl povățuiască, cum să îl învețe, cum să îl îndrume, cum să îl direcționeze. Prima întrebare pe care și-o pune Moise e întrebarea de identitate. Cine sunt? Întrebarea aceasta de identitate. Și a putut să dea răspuns, pentru că în spate, în viața lui, a existat o mamă care neîncetat l-a învățat. Și când a ajuns mare, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Întrebarea de identitate. Când a ajuns mare, a trebuit să aleagă. A căutat niște răspunsuri. Și acum gândiți-vă contextul în care erau evreii. În suferință, robi, fără niciun drept. Și Moise avea toate perspectivele să fie următorul conducător al egiptenilor, succesor la tron, viitorul faraon. Și el zice, care e identitatea mea? Rădăcinile mele, de unde se trag? Cine sunt eu? Pentru că în spate au fost niște părinți care nu s-au temut de oameni, ci doar de Dumnezeu. Au imprimat în inima și în mintea lui Moise că el aparține poporului lui Dumnezeu. Și criza aceasta a identității o parcurg uneori generații la rând, și tinerii și bătrânii ajung la un moment dat să se întrebe, dar eu, de unde vin? Unde mă îndrept? Dacă nu ți-ai definit identitatea ta, cine ești cu adevărat, ajungi să fii ca o navă spațială care s-a pierdut pe orbită și nu mai găsește direcția și nu mai are un scop și se lasă purtată ca o corabie fără cârmaci, de vânturi și de valuri și de furtuni, fără niciun scop în lumea aceasta. Însă când îți descoperi adevărata identitate, știi încotro te îndrepți. Știi cine ți este tată. Și spune Sfânta Scriptură în Epistola lui Ioan, în capitolul 3, în 1-a Epistolă, ce vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai Lui. Și suntem, și zicea Sfântul Apostol Pavel, suntem din neam de Dumnezeu. Identitatea noastră este din Dumnezeu. Suntem de neam de Dumnezeu. Și noi trebuie să punem în mintea copiilor noștri și a semenilor noștri că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu suntem după chipul lumii acesteia, nu suntem din lumea aceasta, ci știm de unde venim și încotro ne îndreptăm. Ne cunoaștem identitatea. Și cântarea
aceea frumoasă, ce bine e ca să știi că ai încercată, parcă se potrivește mai bine ca oricând pentru tânărul, tânăra, bărbatul și femeia care și-a descoperit identitatea, că este Fiul lui Dumnezeu, că ești Fiul Împăratului, ești Fiul Celui Atotputernic. Moise, când s-a făcut mare, putea să aleagă titlurile lumii acesteia, funcțiile pe care le dădea Egiptul, și el însă a ales să știe de unde vine, pentru că și-a descoperit și și-a înțeles identitatea lui. Și când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a spus mai bine în poporul ăla al lui Dumnezeu, dar care l-are pe Iahve Elohim în mijlocul lor. Și Moise își înțelege identitatea. Știi tu, dragul meu, prieten care mă asculți, frate și soră, iubită familie, îți cunoști identitatea? Știi tu că ești ucenicul Domnului? Știi că ești fiul Părintelui din ceruri? Știi că ești sub privirile pline de dragoste ale lui Dumnezeu? E extraordinar să știi cine ești, să cunoști că ești Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că suntem în familia lui Dumnezeu, asta nu se datorează nouă, ci este datorită Domnului Iisus Hristos, care a plătit prețul pentru noi și prin credință devenim fiii lui Dumnezeu. Amin. Și asta este identitatea noastră. Și atunci când vine lumea cu ofertele ei, tu știi cine ești. Amintiți-vă de niște tineri captivi în Babilon. Au ajuns acolo, n-aveau nicio perspectivă. Le-au dat alții alte nume, le-au schimbat și numele. Lui Daniel, pe Daniel l-au numit Belșațar, pe Hanania, Mișael și Azaria, le-au spus alte nume. Abednego și alte. Știți de ce? Să le schimbe identitatea. Însă tinerii aceștia au știut de unde vin, de unde se trag. Au știut cine este tatăl lor și stăpânul lor și protectorul lor. Că au înțeles cine sunt. Mă rog, Domnul, în această dimineață pentru noi toți și pentru tine, dragul meu, să nu uiți cine ești. Și eu vă spun, poate unii vă amintiți, pe Sebi l-am binecuvântat, Domnul l-a binecuvântat aici în adunare la dumneavoastră. A fost un copil, două sticle de ceai au băut cât a fost binecuvântarea, cât a fost rugăciunea. Și când s-a terminat ceaiul, a început cântarea. Și era atâta de năzdrăvan, nu mai știam ce să facem. Primul an n-a dormit o noapte. Însă, cum a crescut, e tot mai cu minte. Dar la mă uitam, că avea vreo 3 ani, spuneam psalm și atunci avea numai joc de glezne, nu stătea un pic. Spunea câte un psalm, una alta. Mă uitam la alți frați care aveau copii în adunare, liniștiți, cu minți, nu-i vedeai zvârcolindu-se. Dar vreau să vă spun ceva. La terminarea slujbei nu mă uitam după cel mai cuminte copil din adunare, ci mă uitam după copilul meu. Partea aceasta de legătură. În lumea aceasta nu zic că n-or fi și alții, poate mai liniștiți, mai cuminți. Dumnezeu din ceruri se uite după copiii săi. Și când ai ajuns să faci poate anumite lucruri care l-au întristat pe Tatăl din ceruri, să nu-ți uiți identitatea. Să spui, mă întorc la Tatăl, mă întorc la Tatăl, fiul risipitor departe de Tatăl, și amintea că are o identitate și tata acasă se poartă mai frumos cu argații decât se poartă alții cu copiilor. Și mă întorc acasă la Tatăl și Tatăl, dragii mei, ne așteaptă pe toți să ne amintească nouă tuturor că suntem copiii Lui și spune, veniți la mine. Și zice, toată ziua m-am întins mâinile spre un popor răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Tot timpul avea de comentat. Dacă Dumnezeu avea întinse mâinile spre cei care nu mai aveau de comentat, crezi că Domnul n-are mâna întinsă să te primească și pe tine? De aceea aduce aminte că ești săpat în palmele Domnului. Ești, ai o identitate de origine dumnezeiască. Ești fiul Lui. Și astăzi Domnul spune, fii în legământ cu mine. Să nu uiți identitatea. Domnul să ne ajute să imprimăm în viața copiilor noștri această conștiință. Cine sunt? Sunt creați de Dumnezeu și Dumnezeu vrea să fie stăpânul și tatăl lor. Stăpânul nostru și tatăl nostru. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Amin. A doua întrebare pe care și-o pune Moise. Întrebarea de responsabilitate. Prima întrebare a fost o întrebare de identitate. Cine sunt? De unde mă trag? A doua întrebare, întrebarea de responsabilitate. Ce voi face cu viața mea?
Ce voi face cu viața mea? Versetul 25. A vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Întrebarea aceasta de responsabilitate primește un răspuns. Știu. Știu ce voi face. Viața noastră poartă amprenta deciziilor noastre, a acceptărilor sau a refuzurilor, a lucrurilor care le primim sau a lucrurilor pe care le respingem. Și aș vrea să ne punem și noi întrebarea aceasta de responsabilitate. Ce voi face cu viața mea? Ce voi primi și ce voi respinge? Ce voi lăsa să pătrundă și ce voi scoate? Moise a știut că și părinții lui au fost oameni responsabili și au ales într-un mod responsabil. Și părinții lui Moise și-au riscat viața ca să-și salveze copilul. Și Moise, știți ce spune? Știu ce voi face cu viața mea. Voi suferi cu poporul lui Dumnezeu decât să mă bucur de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise a dat răspuns. Voi fi gata să renunț? Voi fi gata să rabd, să resping, dar vreau să fiu cu poporul lui Dumnezeu. Ce voi face cu viața mea? Spunea Mântuitorul Domnul Hristos în Marcu 8,34. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce voi face? Ce vei face tu cu viața ta? Vei alege să suferi cu poporul lui Dumnezeu sau vei alege să trăiești în lumea aceasta? Ce văd copiii la noi, cum ne trăim viața, așa vor alege și ei. Dacă văd că avem un comportament duplicitar, copiii văd cum suntem pocăiți acasă. Ei ne văd cum suntem cu Biblia sau cu telecomanda. Dacă spunem, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, sau dacă spui, televizorul e păstorul meu sau calculatorul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nicio postare sau de niciun serial. Copiii văd și ne urmează. Ca și tatăl care era în birt și vede seara târziu pe copil, a ajuns și el în birt. Și dar cum ai ajuns? Păi am venit pe urmele tale din zăpadă. Dacă nu ne-am pus noi ca părinți întrebarea de responsabilitate, ce vrem să facem cu viața noastră, ce vor alege copiii noștri? Rare sunt cazurile și binecuvântați sunt acei copii care aleg să fie credincioși Domnului, chiar dacă părinții uneori merg pe alături. Doar în Biblie găsim niște astfel de tineri. Tineri care nu s-au uitat la părinții lor, ci au ales să-L aleagă pe Dumnezeu, au ales, au decis să meargă cu Dumnezeu. Vi-l amintiți pe Gedeon? În casa părinților era acolo Ierubaal. Și Gedeon, pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu, a zis, nu mai vreau să trăiesc cum trăiesc părinții mei în idolatrie, ci vreau să trăiesc cu Dumnezeu. Ce voi face cu viața mea? Voi trăi cum trăiesc toți oamenii? Voi trăi după titlurile care mi le dau oamenii? Să fiu fiul fiicei lui Faraon? Să moștenesc titlurile lumii acestea? Sau aleg să sufăr împreună cu poporul lui Dumnezeu? Nu să mă bucur de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci să stau în prezența celui atotputernic. Ce vrei să faci cu viața ta? Toți plecăm de aici. Imaginează-ți acum că ar fi aici în față un sicriu.
și ai merge la o mormântare și ai avea probabil un buchet cu câteva flori și ai vedea cum trec unii și alții și când ajungi tu în dreptul catafalcului, te miri că în sicriu ești tu. Și tu privești, trece păstorul, al doilea, zice câteva cuvinte, mai vin copiii tăi, nepoții, vecinii. Oare ce ai vrea să auzi? A fost un om care a știut cui aparține. Cu alegeri bune. A știut ce vrea în viața asta. Nu s-a lăsat modelat de mersul lumii acesteia, ci l-a ales pe Dumnezeu. Ce ai vrea să spună la slujba ta de mormântare, la serviciul meu de mormântare? Ce aș vrea să aud? Bine că s-a dus. Nu mai avem scandal nici în biserică, nici pe casa scării. Am scăpat. Hai. Sau să spună: depinde de responsabilitatea noastră. Moise a ales. Întrebarea de responsabilitate: ce voi face cu viața mea? A treia întrebare pe care și-o pune Moise, și în spate avea niște părinți credincioși, întrebarea despre prioritate. Care e cel mai important lucru din viața mea? Prioritate. Versetul 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție. Prioritățile. Prioritățile sunt în funcție de valori, nu? De valorile pe care le ai, îți alegi, îți decizi prioritățile. Sistemul de valori ale lumii acestea, știți care sunt? Care e sistemul lumii acestea? Te scanează cum ești. Ești frumos, bun atlet, ești bun de... ai câteva lucrușoare așezate în minte. Asta e sistemul de valori, relații, părinți, posesiuni materiale, ești o fire jovială, asta e sistemul lumii de valori. Dacă ai vreo problemă și tu te chinui să nu te îngrași, zici: Doamne, sau te chinui să îți aranjezi, să scapi poate de anumite inconveniente, lumea te lasă deoparte. Pentru că ei au alte valori, au alte lucruri după care te evaluează. Moise și-a stabilit prioritățile în funcție de valori. Unele lucruri au valoare pentru că sunt iubite, altele sunt iubite pentru că au valoare. Dragii mei, valorile lui Moise știți care au fost? Ocara lui Hristos. Ascultarea de Dumnezeu, să trăiești în poporul lui Dumnezeu. Astea sunt lucruri prioritare pentru mine. Vreau să trăiesc cu Dumnezeu, asta este important pentru mine. Întrebarea despre prioritate. Și Moise a putut să facă aceste alegeri, știți de ce? Că au văzut în viața părinților care erau lucrurile prioritare. Copiii, să știți că văd foarte bine. Unde e mai ușor de trăit pocăința? În adunare sau acasă? Domnul să ne cerceteze, amin? Să ne întrebăm ce e prioritar pentru mine. Și întrebarea a patra pe care și-o pune Moise, întrebarea de dificultate. Până unde vreau să merg?
cât de mult sunt gata să mă dăruiesc. Și Moise, spune Sfânta Scriptură, a zis, merg până la capăt. Nu merg cu jumătăți de măsură. Și prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit. Nu s-a înspăimântat de mânia împăratului, pentru că a mai avut în casă și și-a amintit și cuvintele mamei sale, care a zis, nu m-am temut când împăratul a dat o poruncă să luăm viața. Nu m-am temut și am mers până la capăt. Și Dumnezeu în providența lui a purtat de grijă. Și poate părinții și mama era cu teamă, cum să-mi las copilul acum într-un sicriaș de papură? Cum să-l las de sub ochii mei? Cum să renunț? Dar s-a încrezut în Dumnezeu și a zis, merg până la capăt, încrezându-mă în Dumnezeu. Și Moise a înțeles acest adevăr, să meargă până la capăt încrezându-se în Dumnezeu. Deci a rămas neclintit în hotărârile sfinte, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. A zis, merg până la capăt. Întrebarea aceasta de dificultate, Mântuitorul spune, dacă vrea cineva să vină după mine, atunci trebuie să renunțe la tot, să renunțe la sine, să renunțe la lumea aceasta, la propria viață și să ia viața lui Hristos în ființa sa, să-și ia crucea în fiecare zi și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă că vreau să fiu dăruit totalmente Domnului. Noi trăim pentru El, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Și spune Apostolul Pavel, așa de minunat, spune, căci pentru mine a trăi este Hristos. Pasiunea vieții mele este Iisus Hristos. Fascinația vieții mele este Iisus Hristos. Încântarea sufletului meu este Iisus Hristos. Și vreau să merg. Nu jumătatea drumului, nu o parte din el, ci până la capăt, căci mai bun este sfârșitul unui lucru. Și Pavel spune în Fapte 20:24, zice, eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Vreau să am un final. Și când te vei gândi că o să privești odată de sus la mormântarea ta și tu o să zici, măi, cum o să fie? Eu am avut în biserică o soră, sora Lucreția. Înainte de a muri, cu două zile, am făcut serviciu de mormântare. Cum mă uit la fratele Dan și la dumneavoastră, așa stăteam de vorbă și au zis, Domnul m-a înștiințat, era în suferință, zice, o să plec acasă. Și am făcut programul de mormântare. O să începem slujba de mormântare cu cântarea, Doamne Mare, Te slăvim, ne închinăm puterii Tale. Și cine o să cânte? Și o să vină fanfara de la Elim. Și a mers în satul Săceni, femeia aceasta a deschis acolo biserica, Dumnezeu a lucrat în viața ei și tot programul de mormântare l-am făcut cu ea, eu cu dânsa. Fiecare, și cine o să vină și cine o să spună poezie, tot satul a venit la baba Cheța la mormântare, că știa că a fost o sfântă. Și i-au zis, ce frate păstor, eu știu că atunci când o să plec de aici, o să fiu acasă la acela care m-a mântuit. Era soacra preotului din sat. Și au zis, zice, atât de bucuroasă sunt că l-am întâlnit pe Domnul și viața mea nu-i altceva decât bucurie că Iisus m-a mântuit. Și în satul ei acum este o biserică, a construit o femeie văduvă, o adunare, pentru că acolo Dumnezeu a pus sămânța cuvântului său și a făcut alegeri extraordinare și a zis, eu merg cu Domnul până la capăt. Tu, dragul meu, nu vrei în această zi să spui, Moise a ales, a decis, Doamne, și pe mine mă provoci, să mă întreb cine sunt. Eu nu sunt pentru lumea aceasta, poate lumea să-mi dăie titlurile ei. E important să avem o minte înțeleaptă. A fost priceput, dar Moise a știut că el este din poporul lui Dumnezeu. Și a zis, care sunt prioritățile mele? Comorile Egiptului? Valorile lumea acestea? O, nu! Vreau să fiu cu poporul lui Dumnezeu și cu ocara lui Hristos. E mai bună ocara lui Hristos decât valorile lumii, decât tezaurul lumea acestea, e mai valoroasă ocara lui Hristos. Pentru că spune, el avea ochii pironiți spre răsplătire. Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm privirile spre Tine, să Te iubim pe Tine și fiecare dintre noi, familia care și-a adus întâi un născut, și eu și tu,
să spui, vreau să las în urma mea un drum frumos. Amin. Amin, mulțumim, haideți să ne ridicăm, încheiem slujba din dimineața asta, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru părtășia de care ne-a făcut parte, pentru cântarea de aici, pentru rugăciunea care a fost înălțată, pentru tot ce a ascultat și a văzut, pentru ce ne-a dat prin cuvântul său. Rog pe fratele Barna Mirel să vină aici la microfon, să ne conducă rugăciune. Barna este tatăl Dianei, deci este bunic. Mirel, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze casa voastră. Amin. Și nepotul tău. Amin. Să binecuvinteze cuvântul și îi mulțumim pentru vremea care ne-a dat în locul de aici. Haidea condure rugăciunea. Îți mulțumim, Părinte iubit din ceruri, pentru o nouă ocazie de sărbătoare. Mulțumim. În casa ta de rugăciune, în primul rând, dar și în casa noastră, Doamne. Îți mulțumim pentru sărbătoritul zilei de astăzi din casele noastre, pentru Marco. Aleluia. Îți mulțumim că ni l-ai dăruit, Doamne. Mulțumim. Îți mulțumim că prin el ai binecuvântat casele noastre. Mulțumim. Ți-l închinăm înainte, Doamne. Doamne, ai milă de el. Ai milă de el. Dragostea acestei familii, Doamne, da. Și te rugăm pe tine, care ești dătătorul oricărui lucru bun, Doamne, să pui în el, Doamne, o dragoste mare pentru Amin. Tine, Doamne. Amin. Noi suntem cei care vom sta lângă el, Doamne, și promitem înaintea ta, Doamne, că îl vom învăța, ca și părinții lui Moise, pe Moise da. Și noi pe el, Doamne, Doamne le vom învăța lucrările tale cele minunate, Doamne. Doamne, ajută-le. Îi vom aținti și lui privirea spre răsplătirea care vine din cerul da. Tău cel sfânt, Doamne, acolo... Aleluia. Unde îl dorim, Doamne, Amin. Și unde cu toții dorim, Doamne, să ajungem odată, când ne vei chema pe fiecare la rândul nostru, Doamne, să sărbătorim veșnicia împreună cu Tine. Amin. Îți mulțumim și pentru cuvântul din dimineața aceasta, mulțumim. Doamne. Mulțumim. Îți mulțumim că încă o dată, Doamne, ai ales să vorbești inimilor noastre, Doamne. Mulțumim. Am reținut, Doamne, ceea ce ai vrut să ne spui în dimineața aceasta și întrebările pe care și le-a pus Moise, Doamne, le avem și noi, Doamne, și îți mulțumim că odată am răspuns la aceste întrebări, Doamne, alegându-te pe tine, Doamne, și alegând Amin. Să petrecem viața aceasta, Doamne, ca și rob netrebnici ai tăi, Doamne, și să recunoaștem că orice am făcut pentru tine, Doamne, n-am făcut decât ceea ce eram datori. Îți mulțumim și pentru fratele Laurențiu, Doamne, că l-ai ales dimineața aceasta să vorbească. Mulțumim. Și îți mulțumim că ai dat ușa de cuvânt și îți mulțumim, Doamne, că inimile noastre au fost binecuvântate prin ceea ce Aleluia. Tu, Doamne, ne-ai spus și în dimineața aceasta, Amin. Doamne. Îți mulțumim, Părinte iubit din cerul, că încă o dată ne-ai vorbit. A ta să fie toată lauda, cinstea și slava și mărirea, Doamne, din neam în neam și din veac în veac, Doamne. Amin. 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Domnului Iisus, adunarea este liberă. Lasă pe tine, hai să te duc până acolo. Mă duc și cum mă duc.